Prima problemă legată de acest cod al muncii este modalitatea cum el va fi adoptat prin procedura asumării răspunderii. Este a 11-a oară când guvernul Boc, 1, 2, 3, 4 sau cât ori fi fost, a ales această modalitate de asumare a răspunderii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prin această modalitate sunt evitate dezbaterile parlamentare și modalitatea firească de adoptare a unei legi. Se confirmă a nu știu câte oară că Parlamentul nu este altceva decât o anexă a guvernului. Și prin faptul că pentru o democrație Parlamentul este o instituție reprezentativă. În al doilea rând, această procedură de asumare este o procedură care, evitând dezbaterile, permite strecurarea numeroase greșeli și a numeroase abuzuri. Și aș vrea să dau exemplu aici de o altă lege care a fost asumată în urmă cu puțin timp de guvernul Boc, legea învățământului, care începând cu 9 februarie a bulversat învățământul superior românesc, iar început din toamnă și mai ales din 2012 va bulversa învățământul preuniversitar.